Bușteniul s-a îmbogățit cu încă un cetățean de onoare. Înalta distinție a fost acordată artistului Dan Puric în cadrul unei conferințe speciale. Sala de spectacole a Centrului Cultural Aurel Stroi a fost arhiplină, fanii răsplătindu-l pe artist cu aplauze îndelungate. În semn de mulțumire, acesta a promis că va reveni în stațiunea prahoveană cu o serie de spectacole. Domnule viceprimar, vă mulțumesc din suflet și vă mulțumesc dumneavoastră. Considerați că sunt al dumneavoastră. Și îi responsabilizez acum să vă chine cu spectacol. Iată că un mare actor se alătură numărului foarte mare de cetățeni de onoare, foarte mulți artiști, alături de Angela Gheorghiu, Nicolae Voiculeț, Marcel Iureș, Horațiu Mălăiele. Dan Puric a fost extrem de încântat de primirea pe care a avut-o. Cum ați fost primit aici la Bușteni? Care a fost atmosfera? Păi a vrut să fie oficială și a ieșit prietenească. Ceea ce denunță faptul că nu ne dezicem de calitatea fundamentală a noastră, de ospitalitate, de bun simț și mai ales de sensibilitate. Conferința le-a oferit localnicilor și turiștilor și ocazia de a-și procura cărțile artistului. Dan Puric este actor, eseist, autor și regizor, care a jucat pe scene de teatru, film și în spectacole de televiziune.